Caravana Unirii a ajuns în această săptămână și pe Valea Grijului. Românașa, Griș și Ciumărna sunt doar câteva dintre locațiile în care echipa de proiect a poposit pentru a aduce locuitorilor bucuria anului centenar. Caravana Unirii a poposit mai întâi în Agriș, acolo unde autoritățile, școala gimnazială, biserica ortodoxă, întreaga comunitate au demonstrat că și faptele, comunicarea, colaborarea, unitatea în acțiuni sunt la loc de cinste. A venit și rândul comunei Românaș, unde caravana a făcut un popas. Tineri și copii talentați au cântat cu emoții înălțătoare imnul de stat al României, dar și imnul centenarului, primind cu speranță dorința de împărtășire a cunoștințelor ce se doresc ca fi o altfel de lecție de istorie, aceea de a fi împreună ca într-o frumoasă horă a unirii. În periplul său, caravana a găsit oameni care sfințesc cu adevărat locul. Iliana Grațiana Pop este o astfel de româncă prin tot ceea ce a realizat în frumosul sat Ciumărna și peste tot pe unde își poartă nestematele podoabe. Caravana Unirii s-a oprit să-i mulțumească pentru modul în care face cunoscut sălajul și România, prin port, prin îngrijirea zestrei strămoșești, prin cântecul tradițional, prin datini, obiceiuri, tradiții, păstrate și transmise tuturor celor care au binecuvântarea să o întâlnească aici, acasă, sau la nenumăratele evenimente și târguri la care neobosită participă. Astfel, joi 6 iunie, la Casa Tradițională de la Ciumărna, un moment de mare încărcătură patriotică, totul fiind gătat ca la carte, i-au fost aproape nanele din sat care o ajută să nu lase în uitare nici țesutul, nici munca câmpului, gătitul tradițional, dar nici cântatul sau educația copiilor, spre a duce mai departe valorile tradiționale românești și frumusețea satului sălăjan. Face pace și iar pace, noi toți oameni o dorim. Face pace și iar pace, însă pacea n-o găsim. Oameni buni din lumea-ntreagă, oameni buni și învățați, puneți pace să nu piară copiii nevinovați. Pelerinajul caravanei prin comunele și satele sălăjene îi ajută pe reprezentanții bibliotecii județene să scrie pagini de aur în cartea 2018, având încredere că emoțiile patriotice împărtășite, gândurile transmise, îmbrățișările și mesajele de unitate vor fi transmise tuturor, celor de azi, iar apoi mai departe în infinit.